acum să începem discuția noastră despre digitalizare și despre noua era digitală în care trăim. E un lucru foarte interesant ceea ce trăim în momentul de față în 2021 și în următorii ani, 2022, 2023 și așa mai departe de acum încolo, pentru că digitalizarea a luat mai ales după această era post-pandemică pe care, pe care, o trăim în momentul de față, lucrurile s-au schimbat foarte, foarte mult. Comportamentul nostru ca oameni s-a schimbat foarte, foarte mult, numai dacă este să ne uităm în ultimii ani, ce făceam înainte de 2020 și ce facem și cum operăm după 2020. O să vedem că foarte multe lucruri s-au schimbat. Simplul faptul că ești la acest curs și urmărești acest program, urmărești acest material, arată faptul că ești interesat de domeniul acesta al IT-ului, de domeniul digital. Faptul că urmărești acest video este un exemplu de a folosi și a te folosi de digitalizare, de acest... acest nu trend, acest lifestyle pe care noi îl trăim în momentul de față pentru a-ți face viața mai simplă, pentru a obține informațiile de care ai nevoie, pentru a obține abilitățile de care ai nevoie, ca tu apoi să poți să construiești o viață mult, mult mai bună față de cea pe care o ai acum sau indiferent ceea ce îți propui tu. Ei bine, același lucru se aplică și în cadrul companiilor. Companiile din întreaga lume caută să fie din ce în ce mai productive, caută să producă un profit din ce în ce mai mare și pentru asta au nevoie de sisteme digitale, pentru că digitalul este like that. Informația se transmite într-un timp extraordinar de scurt dintr-un punct A în punct B. Pot să treacă câteva sute de milisecunde ca o, o anumită informație să ajungă din România în Statele Unite. Ei, încearcă să faci acest lucru cu, cu documente fizice. O să ia probabil câteva zile bune sau poate chiar câteva săptămâni ca acele documente să ajungă din țara noastră într-un alt colț a lumii. Și atunci digitalizarea poartă o, o amprentă sau tehnologia poartă o amprentă foarte, foarte mare când vine vorba de productivitatea la nivel global. De ce mă raportez la companii? Pentru că, până la urmă, tu ca IT sau tu ca viitor IT sau tu ca un om interesat de a folosi instrumente digitale moderne pentru. A lucra eficient, vei lucra probabil la o anumită companie. Fie că te vei angaja la companie respectivă, fie că o să fii un freelancer și vei fi un, un, un colaborator extern sau îți dezvolți tu o anumită companie care să-i servească pe alții, în marea majoritate a cazurilor vei folosi instrumente digitale, vei folosi diverse platforme, vei folosi diverse aplicații care vor fi conectate la internet și care vor servi un anumit scop. În momentul de față este foarte, foarte important să ne deschidem. Spre această zona digitalizării, să învățăm să folosim instrumentele digitale care ne sunt puse la dispoziție. Indiferent că e vorba de un instrument de comunicare în online, indiferent că este vorba de un instrument de organizare noastră, că este un instrument de împărtășire și de șeruire a datelor, că este vorba de un instrument de securizare, că este vorba de un instrument de pur și simplu expunere în masă, cum sunt platformele, de exemplu, de social media. Toate aceste lucruri sunt importante să ne deschidem asupra lor, să le învățăm pentru că tehnologia nu se va opri. Tehnologia doar de a acum începe. Tehnologia va evolua din ce în ce mai mult și este foarte important ca noi să evolăm odată cu ea. Ei, hey, îți mulțumesc că urmărești acest video, Ramona asta să sunt și o scurtă intervenție am pentru tine care s-ar putea să fie foarte relevantă în cazul în care nu te cunoști foarte bine, nu știi foarte bine care e treaba cu domeniul IT și nu știi tu foarte bine lucrurile despre tine, cum ești tu construit, spre ce arie să mergi mai mult, te invit să apeși pe linkul de mai jos pentru că am, am pregătit un quiz, un chestionar de doar câteva întrebări, o să dureze aproximativ 3 minute și la finalul lui o să poți să să-ți dai seama cum ești tu mai mult? Ești o persoană mai mult analitică sau mai mult creativă? Cu alte cuvinte, ești front-end, ești back-end. Cum este cel mai benefic pentru tine să lucrezi și de unde îți iei tu energia? Da? Apasă pe linkul de mai jos, o să treci printr-un chestionar, la finalul chestionarului o să primești un video în care o să-ți dau mai multe explicații legate de cum ești tu construit în etapa curentă și pe ce are din domeniul ăsta de să te accesi. Apasă pe link și îți doresc spor la treabă. Nu trebuie să le știm pe toate, nu trebuie să știm ultimele lucruri care sunt în trend în momentul de față și să știm să le facem, decât dacă alegem acest lucru. Ce este foarte important este să învățăm să folosim instrumente digitale și asta o să faci de-a lungul următoarelor capitole, în care colegul meu, Andrei, o să-ți arate cum să folosești diverse instrumente digitale ca tu să poți să fii mai productiv, ca tu să poți să fii mai eficient, ca tu să te adaptezi aceste noi lumi și oriunde te duci, din orice poziție, ca ITist sau non-ITist, nu contează să poți să fii eficient la job, să poți să fii productiv. Dacă e să vorbim de valoarea adăugată, dacă e să vorbim de, de munca pe care noi o facem, un singur lucru contează, ce am spus mai devreme, valoarea adăugată, iar acum, mai ales în momentul de față, se produc foarte multe schimbări. Foarte multă lume vorbește despre automatizare, despre roboți, despre inteligență artificială, despre uh, zona asta de, de automatizare și-a lăsa mașinăriile să facă ele lucruri. Ceea ce este total adevărat, și da, chiar asta se întâmplă. Dar există oameni care au nevoie. Să coordoneze aceste mașinării. E bine, întrebarea este dacă tu vrei să fii unul dintre acele persoane, dacă tu accepti această nouă provocare a lumii în care trăim, dacă tu îți asumi să înveți, să folosești instrumentele digitale, dacă tu îți asumi să-ți deschizi mintea și să mergi într-o zonă poate, pe care n-am mai explorat-o până acum. Da? O zonă care poate-ți este străină, o zonă care la început ar putea să, să te sperie dar o zonă care va aduce beneficii extraordinar, extraordinar de mare pentru tine și pentru viața ta profesională și automat și pentru viața ta personală. Faptul că reușim să folosim într-un mod eficient aceste instrumente digitale o să ne ajute să fim mai productivi, o să ne ajute să nu depindem de un loc, vei putea să ai parte de ceea ce îmi place să numesc un lifestyle liber, un lifestyle în care ajungi să lucrezi. Pentru anumită companie, dar să te bucuri și de libertate, să te bucuri de flexibilitatea faptului că nu trebuie să fii de la 9 la 5 blocat într-un birou, ci poți să, să te miști. Astăzi poți să mergi la birou dacă vrei, mâine poți să te duci și să lucrezi de la o cafenea. Dacă ești, la, să zicem, la București, dai o fugă până la mare, două, în două ore ești acolo, ajungi să lucrezi de pe plajă în zilele respective, una, două zile, în timp ce te bucuri de view și în timp ce te bucuri de energia mării și, bineînțeles, de apă. Astea sunt câteva lucruri extraordinare care sunt. Întâmplă la noi, în țara noastră, în România și poți să beneficiezi de toate acestea. Tocmai de aceea invitația mea pentru tine sau mesajul cu care vreau să rămâi în urma acestei, acestei conversații, în urma acestui video este să fii deschis în a explora zona digitală, în a învăța și în a te... În a te ați da voie să fii curios de cum funcționează platformele pe care le vei folosi, platformele pe care le folosești la locul de muncă, fie actual, fie locuri de muncă viitoare, pentru că asta o să facă diferența. Hei, salut, o scurtă întrerupere la acest video, Ramon Stase sunt și vreau să te anunț că urmează să organizez un webinar, un webinar live în care poți să participi pe diverse teme. Temele acestea sunt numeroase, o să găsești lista sau calendarul lor în secțiunea de mai jos, apasă pe, pe unul dintre cele link-uri, du-te și înscrie-te la acest webinar, s-ar putea să găsești ceea ce ai nevoie în cazul în care cauți un program care se ducă de la A la Z, acolo unde îți dorești, în domeniul IT-ului, în această nouă eră digitală în care trăim, atunci cursurile de teach ar putea să fie ceea ce ai tu nevoie. Dar înainte de asta, intră în webinar, află mai multe despre domeniul pe care tu îl vrei, indiferent că este web, mobile, baze de date sau orice altceva Va, interesează de mai multe, după care poți alege unul dintre cursurile pe care noi ți le punem la dispoziție în urma unei discuții cu consultantul nostru educațional. Deci, apasă pe link și ne vedem în webinar. Cu cât înveți să folosești mai bine aceste platforme despre care o să vorbim în viitor, și cu, cu cât înveți să folosești mai bine tehnologia, cu atât o să ajungi să fii din ce în ce mai productiv, totodată învățând, devii mai competent și acest, acest, acest dans. Acest dans între productivitate și competență te va face o persoană mai valoroasă pe piața muncii, ceea ce înseamnă că vei putea să oferi mai mult unui angajator, ceea ce înseamnă că vei putea să câștigi mai mult și să te bucuri de mai multe beneficii materiale în urma timpului pe care tu l-aloci acolo, în urma valorii pe care tu îl aloci acolo. Deci îți recomand să fii deschis și să embrace it, să cauți, să explorezi și să vezi cum ceea ce o să înveți de-a lungul acestor programe te pot ajuta pe tine și poți adauge o reală valoare adăugată în viața ta ca apoi tu să poți să transmite această valoare adăugată către un angajator, către o companie, să poți să produci profit alături de ei și să te bucuri de beneficiile materiale pe care ți le oferă această nouă lume a internetului, această nouă lume digitală, această lume care ne face într adevăr viața mai simplă, doar că noi avem nevoie să evoluăm într-un rit mai rapid, avem nevoie să ne adaptăm și avem nevoie să ne asumăm întregul proces. Deci, îți doresc mult succes, asta am vrut să-ți transmit în cadrul acestui video legat de digitalizare și legat de, legat de noua era digitală. Ne vedem la videoul următor!